Vineri, 25 aprilie, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Hunedoara organizează o nouă bursă a locurilor de muncă. În vederea acțiunii de mâine, reprezentanții Agenției Locale din Petroșani au contactat 27 de agenți economici, 5 dintre aceștia confirmându-și participarea la manifestare. În ceea ce privește locurile de muncă, numărul acestora va fi de 51 în diverse domenii de activitate. Printre acestea se numără confecțiile, construcțiile, asigurările sau silvicultura. Deci avem 51 de locuri de muncă vacante înregistrate până în momentul de față, în domeniul construcțiilor, în servicii, au apărut câteva locuri de muncă în construcții și în silvicultură. Pe de altă parte, în ceea ce privește oferta de locuri de muncă oferite în Uniunea Europeană, numărul acestora continuă să se situeze la cote extrem de reduse. Din păcate, locurile de muncă din sănătate sunt destul de reduse. Anul acesta am avut chiar foarte puține locuri și doar pentru personal cu înaltă calificare. Marea majoritate a locurilor erau în domeniul sistemului de sănătate. În ceea ce privește bursa locurilor de muncă de mâine, aceasta va fi organizată la sediile agențiilor locale din Petroșani, Vulcan și Lupeni, cu începere de la ora 9.